Bună seara, bun găsit, dragii mei, așa cum v-am promis, iată că în seara aceasta vom face previziunile pentru perioada 29 iunie 5 iulie. Înainte de toate, însă aș vrea să spun câteva cuvinte despre săptămâna care urmează. Prima remarcă ar fi că duminică 5 iulie se petrece ultima eclipsă din șirul eclipselor de vară. Vorbesc despre eclipsă parțială de lună, care va avea loc în semnul Capricornului. Apoi, o altă remarcă este că faptul că Marte a intrat în Berbec, adică în domiciliu, unde va sta până la începutul lunii decembrie. Să fiți însă un pic atenți ce este acum agresiv, dar un soi de agresivitate care antrenează actorii de pe scena politică în mod special și de unde vor continua să vină tot felul de știri, una caldă, una rece, însă în perioada 11-14 noiembrie el va retrograda în domiciliu, fapt care s-a mai petrecut aproximativ acum 29 de ani și nu știu de ce îmi vin în minte mineriadele. Apoi, 3, Venus și-a reluat mersul normal și multe probleme se vor stinge sau își vor găsi rezolvarea de la sine. Rămâne Mercur, dar și el va reveni în mers normal pe 11 iulie. Să aveți grijă, să aveți grijă, toate aceste energii amalgamate dau stări interioare ciudate, de la tristețe inexplicabilă, pusee de plâns, până la furii inexplicabile. Și încă un sfat foarte important, nu investiți nimic până după 15 iulie. Și începem cu semnul berbecului. Este o săptămână bună pentru a adăuga o scânteie în viața ta. Dacă lucrurile au părut plictisitoare și sau că au stagnat în ultimul timp, este posibil să fii nevoit să infuzezi situația cu un pic de entuziasm. Adaugă flair și dinamism, ia frâiele în propriile mâini, urmărește-ți activ obiectivele. Ai un puternic sentiment interior de încotro trebuie să mergi. Ai încredere în instinctele tale și mergi în direcția în care simți. Nu ezita. Soarele este în casa a patra a familiei, așa că accentul va fi pus pe casa ta, pe interiorul ei, precum și pe reflexia asupra ceea ce îți spune ție feeling-ul. Neptun este retrograd în casa a 12-a, în sector spiritual, astfel încât săptămânile și lunile următoare te pot face conștient de lucrurile de care te-ai putea lipsi. Este vorba de lucrurile de care nu mai ai nevoie. Dacă te întrebi, poți avea încredere într-o anumită persoană, nu vei afla acest lucru decât într-un singur mod și anume atunci când vei avea curajul să faci pasul și să iei măsuri ca să reglezi situația într-un fel sau altul. Venus este în mers direct în casa a treia, în sectorul comunicării. Dacă a existat ceva de reglat între tine și o altă persoană, situația poate începe treptat să se rezolve. Iar în următoarele săptămâni poți reveni la negocieri, încheierea tranzacțiilor sau relațiilor cu o serie de oameni de care nu mai ai nevoie. Relațional, dacă ai reușit să te întâlnești face-to-face într-o seară, în această seară, mâine seară, poimâine seară, este posibil să afli că persoana este complet diferită de cum ți-ai imaginat. Energia astrelor sugerează faptul că este probabil mai mult decât conservatoare și mai îndoctrinată decât tine, chiar dacă este mai tânără ca vârstă. Nu respinge imediat, deoarece acestea se vor lumina cu siguranță pe măsură ce relația va evolua. Cu Neptun, în planeta viselor și a iluziilor retrograde în domiciliu, semnul pe care îl conduce va fi dificil să eviți realitatea, care însă în mintea ta este destul de confuză. Există lucruri pe care nu le vei putea evita în următoarele luni.
Venus în mers direct în Gemeni stabilește un fel de într-un fel parcursul sentimental pe care îl vei urma. Acum când butonul pauză a fost neutralizat, nu ezita să apeși pe înainte. Stăpânul tău Marte este deja în semnul tău din weekend, oferindu-ți încrederea pentru a face în sfârșit o mișcare pe care o dorești. Ești atât de sigur de tine încât nici nu ai nevoie de un plan de rezervă. Profesional este posibil să fii mustrat săptămâna asta pentru că nu ai acordat atenție unor detalii specifice care aveau nevoie de control. Asumă-ți aceste greșeli pe măsură ce apar, în loc să pretinzi că nu ai făcut nimic sau nu ai nimic de a face cu ele. Data viitoare însă verifică mai atent ceea ce faci. S-ar putea să te simți ca și cum cineva te-ar fi abandonat în ceea ce privește cariera săptămâna aceasta. Poate că tocmai ai plecat dintr-o poziție pe care nu ai crezut-o niciodată sigură și care acum se dovedește a fi exact invers. Confruntă orice sursă de stres la locul de muncă înainte de a declanșa o adevărată frondă personală sau de grup. Este deosebit de important să echilibrezi munca cu pauzele lucrative. Surmenajul nu este de durată. Nu trebuie să-ți fie teamă să iei și o vacanță dacă este nevoie. Fă tot ce poți pentru a recunoaște oamenii care te ajută să îți atingi obiectivele și special obiectivele specifice. Iar dacă ești în conducere, în schema de conducere, poți construi moralul echipei prin organizarea unor cursuri de specializare la locul de muncă. Din punct de vedere financiar, te îndrepți spre o perioadă destul de încărcată, mai ales în ceea ce privește împărtășirea unor lucruri noi. Dacă ai dorit să predai la o clasă sau să o faci online, este o săptămână numai bună pentru a începe. Universul sugerează faptul că poți atrage oameni de peste tot și poți face bani serioși de pe urma acesteia. Relațiile înfloresc și ele. Sănătate, ori de câte ori te confrunți cu un blocaj energetic sau întâlnești ceea ce pare a fi un obstacol exterior, la propriu, inspira adânc de 10 ori și repetă în minte de cel puțin 10 ori, îmi place ceea ce văd. Când te gândești apoi la asta, poți descoperi că ceea ce considerai blocaj era adesea plin de potențial și de noi lucruri. Dacă poți învăța să te bucuri de aceste momente, vei avea prețioasa abilitate de a-ți spori nu doar stilul de viață, ci și bunăstarea interioară. Taur, tu încerci să aduci lucrurile la realitate. Este o săptămână bună pentru consolidare și organizare. Când vine vorba despre chestiuni sentimentale și despre romantism, încearcă să nu fii viclean. S-ar putea să oferi cuiva o soluție și numai pentru a-i testa devotamentul. Este un moment foarte important pentru tine. Probabil va trebui să fii cu picioarele pe pământ în loc să păstrezi lucrurile ușoare și ambigue. Neptun este retrograd în casa 11 a prietenilor, unde va sta până în 28 noiembrie. Iar acest lucru te poate avertiza cu privire la aspecte din viața socială și la anumite persoane care nu sunt așa cum crezi tu că ar trebui să fie. S-ar putea să afle adevărul despre cineva, iar acest lucru te va deziluziona. În plus, Venus, revenită și a mers direct în casa a doua a banilor proveniți din muncă proprie, pune o întrebare. Ai întâmpinat întârzieri în primirea salariului sau unor împrumuturi? Dacă da, acest lucru ar trebui să se ușureze încet, încet. De astăzi, Marte este în casa a 12-a, în casa spirituală, unde va sta până la mijlocul lunii noiembrie, stârnindu-ți psihicul și aducând vise vii. În același timp, tot acum, vei decarta din bagajul emoțional care te trage în jos de prea mult timp. Dacă faci acest lucru, îți vei îmbunătăți propriul nivel energetic. Relațional, nici măcar să nu te gândești să faci gluma care o ai în minte. Energia astrală sugerează că va fi mult mai ușor să iriți pe cineva de care ești foarte apropiat sau ești pe cale să te apropii. Întrucât relația este într-o etapă atât de delicată, ar fi înțelept să te reții. Râdeți, glumiți, chiar, dar nu exagerați.
Ai să păstrezi viața sentimentală departe de ochii lumii. Ghinion. Neptun este retrograd în domiciliu și secretele pe care le păzești ca pe ochii din cap ar putea fi dezvăluite acum. Venus și-a reluat mersul direct în gemenii neliniștiți și ar putea aduce o veste sentimentală neașteptată. Dacă încerci să te eliberezi de puterea emoțională a unei relații, acum este momentul să o faci. Marte în domiciliu, adică în berbec, semnul pe care îl conduce, scoate în evidență latura agresivă, atenție, în weekend. Îți va fi greu să controlezi cuvintele când pasiunea preia controlul. Profesional, unii te vor critica săptămâna aceasta, ori înainte de a le trimite, a te trimite mai departe sau a te lăsa să te aperi. Asigură-te că verifici lucrurile pe care le faci de 2-3 ori înainte de a le da mai departe lucrările sau înainte de a trece la pasul următor. Ia-ți timp și fă lucrurile așa cum trebuie în loc să te grăbești. Nu acționa prea pripit la birou. Dorința de a merge mai departe te poate determina să sari cu capul înainte, nefiind însă pregătit pentru asta. Fii rezervat și precaut în acțiunile tale. Gândește lucrurile în cele mai mici amănunte înainte de a trece la concluzii sau de a continua. Recunosc, poate fi un moment stresant. S-ar putea să simți nevoia să muncești din greu de teama de a nu-ți pierde locul de muncă. Fă tot ce poți pentru ceilalți, ca ceilalți să se simtă mai încrezători și mai relaxați acum. Ar fi bine dacă ai ieșit din zona de confort, pentru că această perioadă este de asemenea de mare perspectivă pentru tine. Fă cercetări în orice domeniu de interes ca să-ți îmbunătățești motivația. Financiar, această perioadă poate aduce o veste bună legată de imagine dacă ești pe picior de angajare în altă parte. Dacă ai părăsit un loc de muncă pe care îl urăști sau îți dorești unul care să fie mai bine plătit, vei putea acum să atragi mai multe oferte și chiar să pleci în condiții bune cu referințe grozave. Aspectele sugerează un salariu care ar putea ajuta la lichidarea datoriilor de care nu mai scapi pentru că treci dintr-o datorie într-alta. Ca sănătate treptat, îți va fi mai ușor să faci alegeri mai bune în ce privește alimentația după ce vei ști clar ce vrei să faci. Există ocazii în care este posibil să preferi un măr, unei prăjituri, dacă îți faci timp să alegi ceea ce îți face bine. Iar să alegi este unul dintre cele mai mari atribute ale tale. Scapă de regrete folosind alimentația alternativă, mai ales când vine vorba despre hrana pentru trup, dar și pentru minte. Gemeni. Extreme este numele jocului în care ești prins acum, în special pentru tine. Săptămâna aceasta pune accentul pe acțiune. Tu ești cel care trebuie să apeleze pentru a-și termina treaba. Nu aștepta nicio secundă, ci ajută așa cum poți. Emoțiile curg și ești un izvor nesecat de forță și resurse interioare. Neptun tranzitează casa 10-a, sectorul obiectivelor personale și a carierei, și ceva vreme de acum încolo te vei confrunta cu efectele sale amețitoare. Neptun și-a început retrogradarea săptămâna trecută și în acest moment ar putea prelua controlul atenției asupra realității. Săptămânile și lunile următoare te pot ajuta să înțelegi care dintre obiectivele tale este cel mai probabil să se împlinească. Vei fi gata să iei o decizie mai clară ceva mai târziu. Venus, revenită și în mers direct, arată că poți vedea evoluția anumitor relații. Dacă săptămânile trecute ai descoperit unele adevăruri, săptămânile care urmează vei fi încurajat să acționezi asupra lor. Marte s-a mutat în sectorul tău social, așa că este timpul să te conectezi cu tine. Există niște oameni pe care trebuie să-i întâlnești. Cu cât te întâlnești cu mai multe persoane care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine, cu atât va fi mai bine pentru voi. Relațional, vezi să nu cazi în vreo capcană sentimentală zilele care urmează, la câtă energie ai. Ai putea avea tendința să te afunzi într-unul din cele mai întunecate unghiere ale minții tale, în cazul că ratezi ocazia să întâlnești pe cineva pe care l-ai crezut special.
Dacă ești în stare să ieși și să participi la o acțiune socială, asta ți-ar face foarte mult bine. S-ar putea să apară cineva din trecut cu Neptun retrograd în domiciliu în Pești. Dacă ai negat și ai spus că nu mai contează, să știi că realitatea va fi ca un duș rece. Viața sentimentală ia o pauză, odată cu revenirea mers direct a lui Venus, permițându-ți să te simți mult mai bine singur. Și ce să spun, asta este o chestie care ține pe undeva de lucrurile pe care ți le dorești sau pe care le faci sau pe care le conduci sau pe care le concepi sau pe care ai dori să le pui în practică. Stilul tău romantic este unul, unic, dar nu există niciun motiv să te arunci cu capul înainte, cel puțin nu acum. Profesional vin informații neașteptate de la un colaborator. Acordă atenție acestei mici informații. Sfaturile pe care le primești la locul de muncă te vor ajuta extraordinar de mult atunci când te hotărăști să mergi către ceva nou și să-ți întinzi propriile aripi. O oportunitate financiară apare încă de luni, la prânz. Caută posibilitatea de a avea și tu partea ta. Această șansă nu face parte din rutina tipică, dar cu siguranță are potențialul de a fi destul de profitabilă. O încetinire la locul de muncă nu este un motiv să lași teama să pună stăpânire pe tine. Ai încredere în instinctele tale dacă te confrunți cu o situație confuză. Primele tale intuiții sunt cele corecte, iar criticile din partea celorlalți, știu, sunt greu de acceptat. Dar faptul că ți se minimalizează niște talente te poate face să te simți stresat sau sufocat. Fă-te posibil să fii vesel, indiferent de ce vine. Fii vesel și zâmbitor, pentru că a avea o influență puternică și pozitivă asupra colaboratorilor sau a clienților este un lucru foarte bun. Financiar, Universul pune accent pe casa a cincea, acea parte a temei natale, care stăpânește copiii, distracția și romantismul, dar și micile investiții, în timp ce îți aduce un plus de stimulare pentru ca relațiile tale cele mai apropiate să funcționeze. Pe scurt, este timpul să te îndepărtezi puțin de nevoia de a strânge și să cheltui o parte din acești bani câștigați într-adevăr cu greu pentru oamenii pe care îi iubești cel mai mult. Nu uita nici de tine. Ca sănătate, rezistența este ceva nativ. Ești destul de rezistent la răceli. Ești capabil să lucrezi în ciuda tuturor devierilor și să reziști ușor ispitelor alimentare. Asta este cel mai important. Cu toate acestea, atunci când găsești rezistență în tine, ai tendința să te întorci și să te prefaci că ele nu există. Dacă descoperi că reziști la practicile de sănătate pe care le-ai identificat cu câteva săptămâni în urmă, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să nu încerci să analizezi ce se petrece. Cu minte deschisă, revină la ceea ce ți-ai propus și găsește alte opțiuni care ți se potrivesc cel mai bine. Așa că rezistă descurajării. Rac. Toate continuă să meargă bine personal și profesional. Te simți puternic și viguros, dar s-ar putea să descoperi că ești cam vag săptămâna aceasta. Posibil ca mintea ta să nu aibă acuitatea obișnuită și poți fi ușor distras. Nu este o săptămână bună pentru a începe proiecte noi. Neptun a intrat în retrogradare în casa noua, sectorul orizonturilor îndepărtate și noi oportunități, ceea ce poate aduce niște dezvăluiri care îți pot deschide ochii. S-ar putea să fii dezamăgit de anumite credințe și să te îndrepți nu spre o cale bătătorită, ci spre una pe care nu ai explorat-o niciodată, dar care îți dorești să fie a ta. Ai încredere în instinctele tale despre ceea ce este mai bun pentru tine, că nu vei greși. Venus este în casa a 12-a, în sector spiritual. Posibil să fii într-o poziție mai bună pentru a face bilanțul unor relații. Dacă ți-ai petrecut timpul procesând printre bagajele emoționale și emoțiile incomode, vei începe să te simți mai ușor, mai calm, dar vei avea și o perspectivă diferită asupra acestor obligații. Dacă ți s-a părut greu să ierți o anumită persoană, ar putea fi mult mai ușor să o faci acum. Relațional, influxurile astrale de săptămâna aceasta te pot ajuta să formulezi un plan vizibil pentru viitor, mai degrabă decât să fii fascinat
de ceea ce va urma. Dacă ai dreptate la începutul unei relații foarte promițătoare, atunci va trebui să te gândești cu atenție la locul unde vrei să o duci. Poate însemna și o discuție aprofundată cu cel pe care îl iubești legat de acest lucru. Neptun retrograd în Pești expune o realitate a unei situații romantice, dar s-ar putea să fie uluit de felul cum vei reacționa. Venus, ieșită și ea din retrogradare, nu uita însă că ciclul retrogradării nu s-a încheiat, ceea ce presupune că viața sentimentală poate reveni la normal, cu ghilimelele de rigoare, indiferent ce va fi. Cel puțin poți comunica mai bine ceea ce simți. Marte, puternic și agresiv în domiciliu, în Berbec, aprinde un foc care nu a mai fost aprins de mult. Dacă te simți bine, joacă-te cu asta. Atenție însă să nu te și arzi. Profesional, asumă-ți responsabilitatea disciplinei. Poate că tendința este să scapi de sub control atunci când un coleg lucrează într-un fel de care nu este complet responsabil. Furia și agresivitatea pot tensiona relațiile de serviciu, dar acesta nu este un motiv să-ți pierzi răbdarea și nici să te pierzi cu firea. Rămâi concentrat pe ceea ce faci. Indecizia este cel mai mare dușman al tău. Cel mai probabil vei oscila între a face și a nu face. Printre toate acestea, poți totuși valorifica niște idei anticipative înainte de atâta timp cât ești dispus să-ți asumi un risc și să nu te blochezi în dezbateri despre cum vei continua. Munca dedicată și nevoia de a fi util și disponibil vin în mod natural. Munca echilibrată cu restul vieții și cu restul activităților s-ar putea transforma în dependența care face ca nevoile primare să fie o cauză de anxietate. Fă o pauză de muncă atunci și ocupă-te de lucruri care te bucură în afară. Este o săptămână bună pentru a căuta informații în orice domeniu care te interesează. Pot apărea și mici neînțelegeri, dar încearcă să recunoști și meritele celorlalți. Financiar, având un aspect care te susține, energiile masculine și feminine se armonizează. Este o veste minunată pentru imaginea ta despre bani, deoarece Universul aduce creativitatea la nivelul casei propriilor finanțe și emoții interioare, în timp ce îți susține munca, oferindu-ți acel plus suplimentar de care ai nevoie pentru a face totul. O meriți! Ca sănătate, pune pentru cineva care îi place să se considere un om echilibrat, poate fi totuși greu să treacă neobservat, deoarece adesea apare panica, sentimentul de pericol iminent și un sentiment de responsabilitate pentru a face totul în regulă. Acceptă faptul că te îndoiești și dezvoltă-ți un mod sistemic de a trata aceste sentimente. Exercițiile de respirație profundă, care sunt predate în majoritatea disciplinelor spirituale, împreună cu consumul câtorva pahare de apă, sunt cele mai bune metode de a-ți calma sufletul. Fecioară, leu, pardon. Anumite situații pot fi dificil de rezolvat săptămâna aceasta, întrucât se amestecă cu partea emoțională. Ești neliniștit, lucrurile încep să fără a fi planificate și fără atenția necesară. Încearcă să nu-ți faci griji. Propria îndoială este de natură să împiedice orice proiect. Ai încredere că lucrurile vor funcționa. Îndrăznește doar, joacă un rol activ în driblarea mingii în loc să o ții la picior. Neptun retrograd tranzitează unul dintre sectoarele mai emoționante ale temei natale, așa că este posibil să ai încredere exact în cine nu trebuie. Faza de regăsire a lui Neptun ar putea să-ți dea o lecție în acest sens, astfel încât să nu mai lași problemele financiare pe mâna altora. De asemenea, îți va aduce mai multă liniște sufletească. Venus este în casa prietenilor, ceea ce te-ar putea determina să te simți mai bine doar cu anumite persoane. Dacă săptămânile trecute te-au ajutat să le înțelegi mai bine și să faci curățenie printre relațiile tale, ei bine, acum va fi un lucru minor, un lucru minor poate fi uitat și poți să-ți generezi energiile, să ți le canalizezi către ceea ce îți dorești. Relațional, tu și persoana iubită
Cu siguranță veți beneficia, ca să spun așa, de pe urma unor planuri pentru viitor, iar cu influxurile astrale prezente, cu cât sunt mai detaliate și mai implicate aceste planuri, cu atât va fi mai bine. Vei obține o mulțime de lucruri nesperate din orice proiect pe care îl întreprindeți în doi și îți va aduce mai aproape, vă va aduce nu doar mai aproape, ci îți va aduce și ceva real la care să visezi. Energia revelatoare a lui Neptun, retrograd la începutul săptămânii, poate fi o gură de aer curat. O gură de aer curat de care ai nevoie ca să treci peste dezamăgirea unui vis pe care alții ți l-au călcat în picioare. Venus este în mers normal, dar ciclul retrogradării nu s-a încheiat încă și, deși ea prinde viteză, problemele de comunicare revin ușor, ușor. Nu-ți fie frică să flirtezi dacă trebuie, cuvintele sunt cea mai mare avere a ta. Există o legătură incontestabilă între tine și cineva în weekend, iar Marte, aflat deja în domiciliu în Berbec, te poate ajuta să faci față provocărilor. Profesional, o oportunitate poate apărea mult prea departe, ți se poate părea mult prea îndepărtată ca tu să ajungi la ea și totuși să știi că nu este chiar așa. Este mai mult decât crezi. Săptămâna începe un ciclu care va dura aproximativ alte patru. Șanse incredibile în ceea ce privește cariera vor veni de temiri unde. Deși vor fi și neplăceri în această perioadă, avantajul general însă este al tău. Ideile creative sunt peste tot. A fi pasionat de ceva este bine, dar a lucra până la sacrificarea timpului liber sau care trebuie acordat familiei poate fi o greșeală. Asigură-te că știi să păstrezi echilibrul între muncă și familie. Perioada este bună pentru cercetări care susțin reciclarea, reutilizarea, îmbunătățirea. Dacă ești supraveghetor, poți să construiești moralul altora, făcându-i pe oameni să înțeleagă cât de mult valorezi pentru ei. Financiar, când oamenii își doresc o afacere adevărată, vin și îți cer sfatul. Nu este rău. De obicei poți vedea prin ei lucrurile bune. Acum însă ai posibilitatea să-ți folosești discernământul ca să-ți deschizi propria ta afacere. De obicei poți vedea, cum spuneam, lucrurile bine, datorită felului cum te comporți, datorită creativității care e debordantă la tine, datorită stilului organizatoric știut, fiindcă leul este un foarte bun organizator, toate lucrurile la tine pot merge bine începând din această săptămână. Întrebarea este cât ți-e de bine cu mica ta iubire sau cu mica aventură care ți-a ieșit în cale. Eu zic să stai cu minte, să analizezi și să mergi mai departe. Ca sănătatea, capacitatea de a concentra pe ceea ce ți-ai pus în gând, totuși, concentrarea pe bunăstarea personală este un lucru pe care îl eviți de multe ori. Pentru propriul beneficiu, dobândește o perspectivă mai clară asupra ceea ce funcționează pentru tine și pe care să o simți ca pe o provocare. Caută să înțelegi ce poți face pentru a te ajuta zilnic. Mesele la ore obișnuite, o mulțime de legume cu frunze verzi, exerciții fizice pregătite pentru tine. Și ai să vezi cum va decurge viața. Bala, fecioară! Nu numai succesul propriu, dar și cel al celor din familie te-ar putea aduce într-o anumită ipostază la nivel emoțional. Este posibil ca mintea ta să caute soluții de extindere viitoare, dintre care unele pot să nu fie chiar atât de viabile, ai mare grijă. Totuși, în această săptămână este posibil să începi să vezi adevărul, vreau aceea, să vezi luminița de la capătul tunelului, despre cineva care a profitat de tine foarte mult timp și s-ar putea să fii mai puțin dispus să-l asculți și cât mai degrabă ai dori să-ți asculți intuiția care îți spune cum să stabilești niște limite ferme. Pe măsură ce Neptun este retrograd, Venus și-a reluat mersul direct la nivelul casei a 10-a, obiective și ambiții proprii, și după un timp de perfecționare a planurilor și a obiectivelor, s-ar putea să fii gata să arborezi un nou sentiment de încredere și de autoritate. Lucrurile s-ar putea intensifica pe măsură ce Marte, mutat în Berbec, în domiciliu,
și în sector financiar, investiții și a transformărilor care au loc în comun, așteaptă-te ca săptămânile care vin să urmeze o perioadă de schimbări bune, atenție, bune. Relațional, influențele astrale actuale sugerează că socializarea și ieșirea în general este răspunsul la orice probleme pe care le întâmpin în ceea ce privește viața sentimentală. Indiferent dacă ești singur sau deja ești într-un parteneriat, afluxul de idei noi, generate de întâlnirea cu oameni noi și conversațiile pe care acest lucru le stârnește, îți vor stimula moralul. Te vei simți înviorat, înălțat și pregătit să faci orice. Neptun retrograd în pești, însă te expune la niște emoții foarte dure. Cel puțin să te ocupi de ele acum te va scuti să faci același lucru în viitor. Venus în Gemeni ajunge astfel încât te poate duce să-ți programezi o întâlnire pentru o dată ulterioară. De asemenea, ai putea primi vești de la o fostă relație, o fostă iubire, dar ți se pare prea mult și prea, cum să spun, prea sufocant, așa că nu ai de gând să răspunzi. Mai bine vezi-ți de drumul tău. Dacă știi că ai suferit de pe urma acestei persoane, este mai bine să mergi în direcția ta. Nu te mira dacă ești atras brusc de cineva la care nu te-ai gândit niciodată ca la o posibilă dragoste. Păi, da, Marte este în berbec, deci n-ar trebui să te miri. Și una peste alta nu o să-ți mai poți nega nici sentimentele. Profesional, este posibil să nu o scoți la capăt cu un șef, dar să nu te descurajezi. Nu există niciun motiv să te gândești mai puțin la tine. Folosește acest lucru ca pe oportunitate de a face ceva mai valoros. Arată șefului sau colegului invidios că ești dispus să te schimbi în bine și să marșezi pe linia lor. Gândește de două ori înainte de a continua o idee veche. Informații de ultimă oră care pot apărea săptămâna aceasta te vor determina să iei în considerare o nouă abordare. Ia-o în serios, nu este ceva care ar trebui să o arunci la foc automat. Ia-o în considerare, analizează-o, notează-o și ține-o acolo pentru zile negre. Uneori se simte că nu poți să iei o decizie, așa că n-ar strica să lucrezi cu cineva mai organizat. Chiar și un șef strict poate fi o resursă bună. Nu lăsa, repet, pe nimeni să te destabilizeze sau să te doboare. Nu, uite, de exemplu, muzica te poate ajuta să rămâi centrat. Construiește-ți o echipă și planifică-ți lucrurile pe termen lung. Financiar, ai o perioadă plină de oportunități, dar și de instabilitate în ceea ce privește angajarea și sănătatea ta. Este posibil important să fii gata să acționezi, deoarece o poziție nouă poate veni pe neașteptate. Nu părăsi locul de muncă. O să luăm o scurtă pauză. Nu este o problemă cu redarea videoclipului. Eu am să continui. Repet, să nu părăsești locul de muncă înainte de a fi sigur că ți-ai aranjat toate ploile și că te duci pe un loc sigur. Universul care ți afectează comunicarea este imperativ, Doamne, ce am, să obții totul în scris înainte de a te juca cu fondurile personale ale altora. Prevenit, așa cum v-am promis, se pare că este o mică disfuncție pe internet, a mai căzut astăzi de două ori. Deci, sunt la semnul Fecioare, am ajuns la partea financiară. Ai o perioadă, spuneam, plină de oportunități, dar și de instabilitate în ceea ce privește sănătatea, dar și angajarea. Important este să acționezi, deoarece o poziție nouă poate veni pe neașteptate. Nu părăsi locul de muncă, deci nu pleca de la un loc de muncă până nu ai asigurat locul de muncă la care vrei să pleci. De ce spun treaba asta? Pentru că comunicarea este afectată și este mult mai important să obții totul în scris înainte de a te juca cu ceea ce dorești să faci.
ca sănătatea ar putea fi un moment bun pentru a obține ceea ce ai nevoie, vei beneficia de ajutorul astrelor atâta timp cât vei ține minte că obiectivul este mai important decât forța. Cu alte cuvinte, nu poți obține întotdeauna ce vrei, dar dacă încerci să ceri, uneori primești exact ceea ce ai nevoie. A primi ceea ce ai nevoie este partea mai grea, deoarece trebuie să pui mai întâi, cum spun eu, să-ți pui mai întâi întrebarea de ce am nevoie. Dorințele vin și pleacă. Gândește-te la asta în timp ce faci următoarea mișcare. Balanță. Ce ceața s-a ridicat de pe ochi. Ești gata să decolezi. Starea de visare pe care ai parcurs-o în ultima vreme a fost una așa de dolce, farniente, dar acum este timpul să te miști din nou. Folosește tot ceea ce ai învățat din această experiență recentă în lumea practică. Încearcă să nu te lași prins în capcana unei conversații care nu îți aparține și simte-te liber să începi ceva nou. Cum ți s-au părut ultimele săptămâni? Sau ultimele zile mai? Odată cu trecerea lui Neptun în casa a șaptea, sector partenerial și în retrogradare. Te poți întreba unde ai pierdut timpul. Poți merge fie cu fluxul, fie poți să-ți creezi propriul curs. Și cum această planetă a visării, cum spuneam, a intrat în retrogradare, s-ar putea să fie momentul să începi să noți contra curentului. Acesta ar putea însemna să te forțezi să faci lucrurile chiar dacă nu le simți chiar așa cum ar trebui. Dacă știi că îți vor aduce însă beneficii, merită să dezvolți mai multă disciplină pentru a obține rezultatele pe care le dorești. Stăpâna ta planetară Venus te împinge într-o zonă a aventurilor la mijlocul săptămânii și asta te-ar putea face să-ți recâștigi încrederea în sine și propriul scop. Acum este momentul să îmbrățișezi acele oportunități. Relațional. Deși de multe ori preferi să mănânci atunci când te simți trist, poate este mai bine să te pregătești pentru seri de distracție și de divertisment. Energia astrală actuală indică faptul că dacă este posibil să cauți iubire, poți întâlni pe cineva potrivit într-un cadru social, neașteptat, dar nu încerca să te ascunzi și nici să bravezi. Fii doar tu. Dacă ai trăit o iluzie romantică, ar putea să fie greu să o menții acum când Neptun este retrograd în pești. Este realitatea chiar atât de proastă? Mă îndoiesc, e mai degrabă pesimismul și nesiguranța ta. Venus, revenită și a mers normal, arată că ar trebui să fii capabil să vorbești despre orice, în orice situație te-ai afla. Flirtul este o atracție destul de distractivă. A obține ceea ce dorești nu este acum marea provocare. Marea provocare este să fii stăpân pe tine și să știi foarte clar ce anume îți dorești. Profesional, oportunitățile mici au potențialul de a se transforma într-unele mari. Atâta timp, zic eu, cât ești dispus să te angajezi, să le faci. Găsește o idee mică și fă-o să crească mare. Procedând astfel, vei investi o sumă mică de bani care va spori pe neașteptate. Situația carierei tale este într-un punct culminant, l-aș spune undeva la o răscruce. Pentru următoarele 3 săptămâni te vei afla într-o intersecție importantă. Evaluează progresul ultimelor 6 luni și află astfel modalități de a-ți îmbunătăți situația în următoarele 6 luni. Este posibil să ai unele dezacorduri nefericite cu șeful sau cu gestionarea unor decizii. Sunt domenii în care atenția sporită te va ajuta personal și ca partea unei organizații mai mari. Financiar, mulțumită Universului, toate pariurile sunt oprite, în sensul că munca are prioritate, dar o muncă fără jaloane jurisdicționale sau profesionale, doar financiare. Dacă te-ai implicat recent într-un nou proiect, așteaptă-te însă la întârzieri. Este un moment bun în care, în schimb, să scoți în evidență felul tău de a lucra, felul de a acționa, felul de a reacționa într-o situație de criză.
Ca sănătate este posibil să fii mai conștient de limitările cauzate de problemele pe care le ai, decât de numeroasele posibilități de vindecare. Încearcă să-ți orientezi atenția către tratamentele disponibile, deoarece acest lucru te poate încuraja să te gândești și la recuperare. Poate vrei să încerci metode alternative sau leacuri băbești pentru a descoperi ce este acolo. Dacă începi să mergi însă la o sală de fitness, ai putea să îți dorești să găsești și un amic de antrenament, iar sprijinul acestui prieten va fi neprețuit. Scorpion, succesele în afaceri te fac să te simți fericit și mulțumit. Aștepți cu nerăbdare să mergi mai departe. Dezavantajul acestei perioade este că persoanele care nu sunt deosebit de demne de încredere ar putea decide să-și suflece mânecile ca să-și realizeze propriile scopuri și să te neutralizeze pe tine. Ai grijă, fii atent la cei care, pe care îi alegi sau îi asiști. S-ar putea să nu fie sincer cu tine. Nu lua decizii până nu asculți ambele părți într-un conflict. Este posibil să-ți fie greu să spui nu altora în timp ce Neptun devine retrograd în casa a șaptea relațională, iar acest lucru s-ar putea schimba începând de luni. Vei începe să simți când cineva nu ți este benefic și te vei distanța rapid. Dacă simți că te scurge de energie, este un semnal de care ar trebui să ții cont. Setează limite ferme și spune nu atunci când trebuie. Relațional, influxurile astrale actuale fac conversația mai serioasă decât de obicei și poate însemna că tu și partenerul sau partenerul vă aflați într-o discuție despre anumite probleme foarte clare, deși delicate. Ai putea avea șansa să rezolvi complet acum o anumită problemă legată de tine, dar va trebui de asemenea să depășești anumite temeri înnăscute pentru a face acest lucru. Faptul că faci primul pas, să știi că îți îmbunătățește imaginea. Ce se întâmplă oare cu Neptun, planeta iluziei? Păi, în primul rând, pregătește-te ca visele romantice să fie spulberate din start. Următoarele luni vor fi dezamăgitoare și îți vor deschide ochii. Din fericire, Venus a revenit în mers direct și își continuă drumul prin gemeni, aducându-ți câteva distracții relaxante. Profesional, organizează spațiul de lucru așa cum vrei tu. Vei fi mult mai eficient dacă lucrezi într-un spațiu îngrijit, ordonat, amenajat și neaglomerat. Nu-ți fie teamă să-ți investești timpul pentru a stabili un mediu de lucru mai bun decât îl ai. Modul de a vorbi și de a gândi rapid îți sunt la îndemână. Vor fi multe oportunități în care va trebui să te gândești cum este mai bine. Adică să fii pe picioarele tale și angajat. Ai încredere în intuiție pentru a lua decizii spontane, în loc să petreci ore întregi deliberând. Perioada poate fi plăcută, dar este posibil, repet, să faci niște greșeli stupide. Dar și cel mai bun lucru în această situație este să rogi pe cineva de încredere să verifice detaliile în urma ta. S-ar putea să refuzi să cooperezi cu cineva care simți că nu este în măsură să te îndrume. Se poate întâmpla și acest lucru. Financiar îți este mai greu să comunici când este vorba despre banii tăi, dar de asemenea este posibil ca oamenii să te vadă altfel decât ești în realitate și sau să citească altceva printre rânduri, să găsească alte sensuri dincolo de cuvinte. Indiferent de caz, nu te simți ca și cum ar trebui să te aperi. Viața și emoțiile de acasă se pot extinde și pot deveni instabile pentru o perioadă scurtă de timp. Iar problemele de serviciu trebuie centrate și foarte bine controlate, deci încearcă pe cât posibil să nu amesteci partea afectivă cu partea rațională, adică partea de muncă cu partea sentimentală, cu partea familială. Ca sănătate, planetele îți transmit cu ușurință mesaje de care vei beneficia conștient sau inconștient. Tranzitele actuale favorizează prieteniile, socializarea, în general, dacă este posibil. De asemenea, ești încurajat să îmbrățișezi cu ușurință ceea ce dorești și ai nevoie în viață. Eu știu, un pas critic, să spunem, spre sănătate și fericire.
Latura rațională a naturii tale interioare va fi de asemenea temperată în acest moment. Poate vrei să eviți acele discuții la o ceașcă de cafea cu prietenii, preferând să faceți împreună o plimbare. Mergem mai departe cu semnul săgetătorului. Chiar dacă toate continuă să meargă bine pentru tine, starea de spirit poate să oscileze foarte puternic săptămâna aceasta. În ciuda tuturor lucrurilor grozave din viața ta, ai putea să te simți puțin stresat în acest timp. Probabil că este doar rezultatul bioritmurilor scăzute. Încearcă să te concentrezi pe muncă. Neptun retrograd este în casa a patra, în casa familiei, de ceva vreme și s-ar putea să te fi făcut mai confuz în relațiile cu ea, dar începând din această săptămână este posibil să vezi lucrurile mai clar pe măsură ce Neptun va tranzita această casă. S-ar putea să merite și timp să meditezi și să te concentrezi la puterea interioară care devine din ce în ce mai mare. Faptul că îi simți prezența te poate ajuta să gestionezi problemele de familie într-un mod care încurajează înțelegerea. Dacă poți face jogging sau plimbări lungi în zona în care locuiești, ar putea fi una din modalitățile cele mai bune ca să-ți canalizezi excesul de energie. Dacă nu, un antrenament serios ți-ar face bine și ai simți mai multă liniște interioară. Relațional, te gândești foarte mult la o anumită relație, în special cu energiile planetare de săptămâna aceasta. Trucul este să încerci să te conectezi cu mintea și nu cu inima și să nu te concentrezi pe excluderea celuilalt. Atunci, ceea ce simți profund în inimă va fi mai ușor de tradus în cuvinte. Dacă îți poți exprima emoțiile mai profunde, poți rezolva foarte multe lucruri. Vei fi profund prins în mijlocul sentimentelor cu Neptun retrograd. Când această planetă decide că este timpul să te gândești la alte lucruri, nu există nicio realitate care să te scape. Frecvent ai să confunzi visele cu realitatea. Profesional, în următoarele 4 săptămâni ai posibilitatea să faci pași uriași în ceea ce privește cariera. Folosește-te de acest timp pentru a face o mișcare majoră pe care ai tot amânat-o. Tot ce trebuie să faci este să-ți accepti rolul și să fii în centrul atenției. Ești veriga lipsa unui puzzle important. Asta să nu uiți. Cineva te va apela pentru opinia de expert cu privire la o anumită problemă. Spune-o direct, fără a bate câmpii cu eleganță, cum ai obiceiul. Ai dreptul să pui punct. Persoanele care nu comunică pot fi frustrante. Cele mai grave probleme vin de la oamenii care te vorbesc însă pe la spate. Ai încredere în intuiția ta. Vorbește despre subiecte incomode, chiar dacă există riscul să-l iriți neintenționat pe ceilalți. Verificarea însă prea des a colegilor de muncă poate fi și ea stresantă și poate face să se simtă prost în sensul că munca lor este minimalizată. Financiar, te confrunți cu o perioadă provocatoare în ceea ce privește comunicarea, mai ales pe tărâmul muncii și al banilor. Este posibil să folosești scrisul, vorbitul și alte mijloace pentru a-ți transmite mesajul și pentru a-ți extinde ideile. Creativitatea curge ca un torent, repede, dar va fi mai greu decât de obicei să fie auzit. Dezvoltă-ți ideile de a face bani, dar, cum se spun, prezintele mai târziu publicului, ca să spun așa. Ca sănătate, chiar dacă ești o persoană sensibilă și emotivă, ești la fel de capabil de furie și de agresivitate. Cu toate acestea, în cea mai mare parte a timpului, ai tendința de a internaliza furia și agresivitatea și acest lucru provoacă ravagii asupra sistemului imunitar, precum și altor sisteme biologice vitale. Dacă te-ai confruntat recent cu așa ceva, ia în considerare ideea de a urma un sport de contact care implică lovituri, strigăte și antrenamente dure. Această tehnică te va ajuta să-ți exteriorizezi furia și să atenuezi astfel presiunea și încordarea la nivel mental. Capricorn. Încercarea de a munci prea mult în decursul unei săptămâni s-ar putea dovedi benefică săptămâna aceasta. Nici energia ta nu este cea care era de obicei și probabil că acționezi
cu energie, mai mult cu energie nervoasă. Ia în considerare situația de a-ți pune lucrurile în ordine, sarcinile în mod special, urgent. Lumea nu se va încheia dacă nu le faci pe toate astăzi. Seara închiriază o grămadă de DVD-uri sau uită-te la televizor, comandă o pizza și relaxează-te. Neptun este retrograd în casa a treia, sectorul comunicării, permițându-ți să vezi anumite situații dintr-o manieră, de o manieră realistă. În același timp, imaginația ta ar putea și ea fi foarte activă. Dă-ți șansa să o fructifici, scrie, ține un jurnal sau fă ceea ce-ți place. Marte este în berbec, în casa a patra a familiei, așa că lucrurile s-ar putea să se schimbe într-un fel neașteptat și mai mare. Pentru început, fă ordine în casă și triază acele grămezi de hârtii de pe birou. Relațional, e ceva să știi cât de mult simte cineva pentru tine anumite lucruri, întrucât va găsi curajul să o afirme și deschis. Asta va fi liniștitor, deoarece probabil i-a fost foarte greu și lui sau ei să descopere ce se întâmplă în sufletul lor cu adevărat. Neptun, planeta subconștientului și a viselor, este retrogradă în domiciliu, în pești. Și este extrem de greu să eviți să pui întrebări de genul, cum spuneam și la, mi se pare că la fecioară, de ce eu sau de ce mie? Răspunsurile pe care le cauți nu sunt ușoare. Venus este și ea în gemeni, ușurând starea de spirit și te predispune la un nou flirt. Această energie ocazională spune că este în regulă doar să te distrezi și să nu-ți faci iluzii legate de viitor. Dorința fizică va fi și ea în centrul atenției, pentru că Marte, în berbec, trebuie să iei în considerare și sentimentele celorlalți. Vrei să mergi mai repede, dar dacă este adevărat ceea ce simți, trebuie să respecti și dorința acesteia de a lua lucrurile încet. Profesional, ideile tale sunt bune, mai trebuie un pic rafinate. Cere sfatul dacă este nevoie și lucrează cu un partener. Nu este nevoie să reinventezi roata, mai ales când ai la îndemână resurse ca să atragi obiectivele cu ușurință. Tactica curajoasă și oarecum nechipzuită pe care ai avut-o în ultima perioadă începe să te tragă înapoi. Curând vei vedea rezultatele abordării tale imature. Compensează făcându-ți ceva timp pentru a analiza realitatea și situația în sine și vezi ce soluții găsești. Este posibil să te simți gata să abordezi o situație inconfortabilă. Ai încredere în intuiția ta și nu ezita să iei decizii în interesul tău și al familiei. Financiar, activitate intensă în casa a doua a banilor și valorilor proprii, care îți oferă multe șanse să-ți îmbunătățești bugetul și, bineînțeles, să se încarce cardul. Universul va extinde ceea ce ai și vei câștiga timp ce va duce la o creștere bruscă. Ceva ce poate părea nebunesc la început, odată ce investigat mai mult, te-ai interesat, l-ai cercetat, s-ar putea să aducă bani în timp neașteptat de mult. Este modul în care interacționezi cu alții care îți vor determina succesul. Ca sănătate, puterea de comunicare trebuie să fie puternică. Focusarea pe aspectul fizic ar trebui să fie un mizilic pentru tine. Și încă ceva, oriunde îți pui piciorul indică direcția în care te vei orienta. Aspectele în joc cer însă să fii hotărât și să urmezi ceea ce îți propui. Este o săptămână grozavă să alegi un program de exerciții despre care ai tot vorbit și să te gândești cu adevărat la expresia ești ceea ce mănânci. Vărsător. Multe dintre problemele și obiectivele personale au fost rezolvate sau îndeplinite, fie sunt în curs de manifestare, motiv pentru care ești super încântat. Cu toate acestea, cei din jurul tău s-ar putea să nu fie chiar atât de încântați. Ți se poate cere să contribui la, eu știu, organizații de caritate sau să dai împrumut niște bani unor persoane pe care nu-i cunoști prea bine. Ai tendința să ajuți cum poți și chiar dacă uneori nu poți mulțumi pe toată lumea. Evită însă să intri într-un asemenea joc. Unii oameni sunt mai puțin de încredere. Neptun este retrograd în casa a doua a banilor proveniți din muncă proprie, așa că s-ar putea să fie momentul să te eliberezi de atașamentele nesănătoase pentru bani și pentru finanțe și poate găsești în schimb
o legătură mai spirituală cu ei. Mai există și Venus, care este retrogradă în casa a șaptea, sectorul relațiilor de orice fel, ceea ce poate pune capăt unei situații dificile cu o persoană iubită. Dacă ai o relație care stagnează, lucrurile ar putea începe să se schimbe încet, încet. Relațional, e bine, la tine dragostea are mai mult de-a face cu mentalul decât cu pasiunea și romantismul, în special cu configurația astrală de săptămâna aceasta. Cu toate astea, în timp ce încerci să înțelegi ceva, te prinde profund conversația cu cineva cu care într-adevăr îți face plăcere să discuți. Va trebui să găsești o situație sau un cadru mai interesant în care să continuați conversația. Nu poți controla emoțiile aduse de Neptun care este retrograd, dar poți controla modul în care reacționezi la ele. Poate că revizuirea unor amintiri de suflet mai dureroase duc la acceptarea lor și apoi la uitare. Cineva îți trezește atenția atunci când Venus, revenită în mers normal, tranzitează pe și se apropie de conjuncția cu Soarele, oferindu-ți o pauză de la te mai gândi la trecut. Ai o gamă largă de opțiuni, deci nu te limita. Profesional, obiectivele în ce privește cariera pe care ți l-ai stabilit acum câteva luni ar trebui să fie puse în practică acum. Începe să faci cercetări și cere sfatul celor pe care îi cunoști și care te pot consilia. Oamenii sunt mult decât dispuși să te ajute în acest moment. Faci o investiție importantă săptămâna aceasta. Investești în tine. În loc să lucrezi pentru a aduce bani în buzunarul altcuiva, acum este momentul să iei măsuri pentru a pune banii în buzunarul propriu. Muncind și fiind de folos, dar și disponibil, toate vin în mod natural. Munca în echipă și echilibrată cu restul vieții s-ar putea transforma într-o dependență care face ca primele nevoi să fie o cauză de anxietate. Fă o trecere în revistă a ceea ce ai de făcut și încearcă să te distanțezi și să vezi lucrurile clar. Financiar, universul aduce expansiune, idei creative, dar și instabilitate. Acest lucru te poate face să pare atât magnetic cât și imprevizibil. Unii te percep ca pe cineva foarte interesant și creativ, ceea ce poate fi excelent pentru a strânge fonduri, de exemplu. Încearcă să nu te culci pe urechea că ești altfel decât ceilalți, dar nici pe aia că nu ești vrednic de încrederea lor. Poți crește mergând pe drumul tău. Ca sănătate, există atât de multe lucruri pe care le poți face pentru a-ți îmbunătăți experiența de viață, încât nici nu știu încotro să spun să mergi. Totuși, florile proaspete, nuanțe de albastru și galben pot ridica spiritul. Un birou curat sau un pat făcut bine te face să te odihnești mai ușor. La fel de importantă este și sănătatea corpului. Ai în baie un șampon sau un săpun handmade? Aceste mici plăceri îți pot da un sentiment de bunăstare atunci când alte părți ale vieții sunt agitate. În sfârșit, pești, cu prea multe proiecte de finalizat s-ar putea să te simți puțin presat. Cu toate acestea, este posibil ca determinarea ta născută să te facă să încerci să le împaci pe toate, chiar dacă pare imposibil. Bineînțeles, este o varză. Totuși, nu încerca să faci lucrurile singur. Nu-ți fie frică să ceri ajutor. Acest lucru ar putea să se împlinească pe anumite scopuri fără a atrage oprobiul cuiva asupra ta. Este momentul perfect pentru a-ți întări intuiția care te poate ajuta să obții succesul pe care îl meriți. Este de asemenea o oportunitate bună de a lucra la aprofundarea conexiunilor tale spirituale, care pot avea o influență pozitivă asupra circumstanțelor exterioare, cum ar fi promovarea unui sentiment de liniște interioară. Dacă ai avut dificultăți în familie, acest lucru va începe să se schimbe pe măsură ce Venus, cu forțe proaspete, își și-a reluat mersul în direct. Va aduce un sentiment de căldură și de armonie în familie. Relațional, este o săptămână pentru cei care sunt cu adevărat romantici. Te poți simți îndreptățit să faci cât mai multe gesturi minunate pentru omul care ți este mai aproape,
de suflet. Poate dorești să vedeți un film sentimental împreună, ținându-vă de mână și mâncând floricele de porumb, ca pe vremea liceului. Orice ai face, fă-o să se simtă iubită și pregătește-te pentru o seară nebună. Stăpânul tău planetar, Neptun, este retrograd în semnul tău, sensibil, scoțând la lumină unele dintre cele mai profunde adevăruri. Nu poți scăpa de amintiri. Venus este în gemeni, ai putea să te pierzi în unele distracții jucăuși și un pic. Aflarea veștii că cineva te place cu adevărat este momentul culminant al acestui tranzit. Nu te poți opri să nu te gândești la cineva acum când Marte este în berbec. Deci, prima mișcare este să mergi mai departe. Profesional, nu lua decizii de unul singur săptămâna asta. Va fi imposibil să pui în practică ce îți propui. Salvează ideile altora și este cea mai bună strategie pentru succes. Comunicarea va merge bine cu cei din jur și totuși se poate interpune între tine și o persoană cu care ar trebui să lucrezi ceva. Echilibrează dorința de perfecțiune, nu de alta, dar trebuie să recunoști eforturile celor care muncesc lângă tine și nu pentru tine. Financiar, puterea ta de a face bani este mare. Vorbim despre banii tăi, nu despre ai altora, despre datorii, moșteniri, proprietăți comune și alte asemenea care au nevoie de cea mai mare atenție. Ai o mulțime de idei creative când vine vorba de a strânge bani, dar ai nevoie și de cooperarea celuia de lângă tine. Ca sănătate, aspectul planetar de săptămâna aceasta este unul dinamic pentru foarte multe semne. Poți să dai cea mai mare lovitură, poți să reușești sau să nu reușești, dar așa te simți solidar cu tine în timpul procesului la care te supune viața de zi cu zi. Acceptă-te necondiționat, continuă cu practica obișnuită unei diete sănătoase, indiferent de situație și cu mișcare. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru săptămâna 29 iunie, 5 iulie. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, la aceeași oră 19, asta ca să nu mai bâșbiți și să căutați să vedeți pe unde mai sunt. Este pagina în care mă veți găsi și în care voi discuta cu dumneavoastră. Vă doresc ca Dumnezeu și astele să vă binecuvânteze destinul și sper să ne vedem cu bine cât de curând. Seară bună!